o comisie mixtă va sosi în Făgăraș în perioada următoare pentru a lua măsuri de preîntâmpinare a apariției urșilor în localitate. În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din data de 7 noiembrie, convocată de prefectul județului Brașov, Marian Rasaliu, reprezentantul guvernului în teritoriu, a emis un ordin de constituire a unei comisii mixte de prevenție pentru preîntâmpinarea situațiilor de urgență generate de urși și alte animale sălbatice la nivelul județului Brașov. Comisia este formată din reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, ai Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Brașov, ai Gărzii Forestiere Brașov, ai Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură Marian Drăcea, ICAS Brașov, primarul Unității Administrativ-Teritoriale în cauză, reprezentantul gestionarului de fond cinegetic în cauză, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Țara Bâlței Brașov și ai grupării de jandarmi mobile și ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Brașov. Membrii comisiei se vor deplasa în localitățile unde au fost semnalată prezența animalelor sălbatice în anul 2017. Aceștia vor verifica dacă au fost luate măsuri la nivel local de către gestionarul fondului cinegetic și administrația publică locală în conformitate cu legislația în vigoare, precum și implementarea recomandărilor transmise de către instituția prefectului județului Brașov.